Salutare, salutare și bine ați revenit la mine acasă, la O nebună cu pisici! Astăzi revin cu partea a doua de la ultimul videoclip în care am încercat să fac provocarea de 30 de zile de la Chloe Ting, o provocare fitness super spre grea, care s-a sfârșit cu bine. La fel ca și mine, voi ați fost foarte uimiți de rezultate și v-am motivat să încercați și voi această provocare, însă nu înainte de a mă bombarda cu foarte multe întrebări. Am încercat să răspund la fiecare, dar se tot repetau și am zis, știți ce, o să fac un videoclip, așa să-l vadă toată lumea, să vă liniștiți, să vă spun cum am făcut eu, cât am slăbit, ce am mâncat, toate lucrurile astea care probabil vă interesează foarte mult în momentul de față, dacă vreți să încercați și voi provocarea. Printre cele mai populare întrebări au fost cele de genul cât am slăbit și ce am mâncat, dacă am ținut vreo dietă. Înainte de a începe această provocare, aveam 64 de kilograme, însă după o lună de efort maxim, ce credeți, aveam doar 62.7. Credeați că o să slăbesc 5-10 kg? Credeați că o să fie un număr bombă? Ei bine, iată ce surpriză! Pentru că, așa cum v-am spus și unora dintre voi, greutatea mușchilor a luat locul greutății grăsimii. Deci, cel mai important sfat pe care vreau să vi-l dau este să scăpați de obsesia asta cu kilogramele, cu numerele, cu măsuratul, devine o obsesie nefolositoare, nu face decât să vă streseze, să pună mai multă presiune, să vă dezamăgiți, să... E foarte, foarte, foarte bolnăvicioasă gândirea asta, să vă axați toată ziua până ziua pe cântar. Bineînțeles că fiecare corp diferă, fiecare corp are propriul metabolism. De exemplu, eu am slăbit doar 1,2 kg, însă altcineva poate să slăbească 5 kg, depinde de corpul fiecăruia. Însă este foarte, foarte periculos și nesănătos să slăbești brusc. Gândiți-vă câți ani ați acumulat acea greutate, câte lucruri ați mâncat, cât de mult a stat degeaba și voi vă gândiți la această greutate ca la un număr abstract, magic și vă așteptați să dispară așa și să scadă de la o zi la alta ca și cum voi nu aveți acolo niște carne care literalmente trece printr-un proces fizic. Vă dați peste cap tot organismul, metabolismul, vă dați peste cap din punct de vedere hormonal. Deci este foarte, foarte, foarte periculos. Nu faceți asta, nu vă grăbiți, luați-o încet pentru că într-o lună vor exista fără dar și poate rezultate. Mulți veniți la mine și îmi spuneți, am făcut o săptămână provocarea și nu văd niciun rezultat. V-am spus încă de pe atunci, nu vă panicați dacă după 2-3 săptămâni simțiți că nu vedeți rezultate. Deși eu am văzut, asta este corpul meu, voi sunteți diferiți. Dar după o săptămână nu ai de ce să cauți deja rezultatele. A fost doar o săptămână de sport după ani de zile de făcut nimic. Contează să ai în primul rând o viață sănătoasă, pentru că asta inspiră un corp lucrat. O viață sănătoasă cu antrenament. Nu am ținut o dietă anume, dieta nu știu care, nu știu ce, nu știu cum. Eu, în general, mănânc foarte des legume pentru că nu prea mănânc carne. Încerc să devin vegetariană și am mâncat doar mâncare de ghiveci, mâncare de mazăre, supe. Ciorbița mea preferată este cea de lobodă. Acum este sezonul lobodei, deci puteți să vă faceți și voi ciorbiță de lobodă. Bineînțeles, nu am mâncat carne de porc. Nu am mâncat vită, nu am mâncat nimic prăjit, am renunțat la pâine, pentru că pâinea și dulciurile, dacă le eliminați, vă vor ajuta foarte mult. Eu sunt dependentă de dulciuri, mi-a fost extra, extra, extra greu să renunț la dulciuri, calculam, număram orele din ziua respectivă ca să treacă mai repede și să mai fie încă o zi în care nu am băgat ceva dulce în gură. Mâncam cât să simt că nu mai mi-este foame, nu până împleznește stomacul. Atunci când aveți senzația de... sunt ok, nu mai mi-este foame, opriți-vă din a mânca, nu trebuie să fiți super sătuli. Mai există un lucru pe care puteți să-l faceți și anume intermittent fasting. Este un nou mod de a ține regim în care 12, 14 sau 16, 18 ore, dacă ești super, super profi, nu mănânci deloc, iar în următoarele 8 ore poți să mănânci. Eu cred că făceam asta fără să-mi dau seama, în sensul că mâncam ultima oră pe la 7 seara și mă culcam foarte târziu pe la 3 și mă trezeam foarte târziu pe la 1 la prânz, așa că de bea pe la 2 mâncam în sfârșit
masa. Și stăteam foarte multe ore, cel puțin 14 ore în care nu mâncam nimic. Modalitatea asta nu este nesănătoasă, din contră, ci că poate să-ți ajute metabolismul, poate să te ajute să te concentrezi mai mult. Nu faceți de capul vostru, trebuie să faceți research, trebuie să citiți foarte bine despre ce înseamnă intermittent fasting, ce să mâncați, când să nu mâncați, cum e mai bine, cine nu are voie să facă intermittent fasting. Personal, nu suport ideea de a îmi fie foame. În niciun caz nu vă înfometați, în niciun caz nu mâncați prea puțin, pentru că corpul vostru are nevoie de energie, are nevoie de proteine, de nutrienți, are nevoie de mâncare pentru a putea crește mușchi, pentru a putea avea energie. Dacă voi vă înfometați cu o roșie pe zi, nu o să puteți să faceți antrenamentul ăsta fără să leșinați vreo 3 ori și nu o să aveți energie, nu o să mai aveți chef și o să fiți trase la față și o să fiți praf. Deci mușchii se cresc cu mâncare și odihnă. Neapărat trebuie să respectați și programul de odihnă. Nu mâncați o roșioară și un ou fier dimineața, pentru că o să aveți probabil ulcere, o să muriți de foame. Eu mâncam, într-adevăr, o salată, dar îmi puneam în salata aia, Dumnezeule, îmi puneam avocado, roșii, castraveți, ceapă, ardei, ou, brânz ras pe deasupra. La prânz îmi plăcea foarte mult să mănânc sfeclă roșie cu niște cartofi la cuptor și mărar. Omul are nevoie de un anumit număr de calorii. Caloriile nu sunt dușmanul vostru. Aveți nevoie de cel puțin de 1000, nu știu, 400, 500, 700 de calorii pentru a avea o viață sănătoasă. Există aplicații unde puteți să vedeți în ziua respectivă câte calorii ați mâncat, vă puneți acolo, azi am mâncat X, Y, Z și o să vă arate în total câte calorii ați mâncat în ziua respectivă. Și pentru că o viață am și vreau să o trăiesc liniștită, fără să mă înfometez și să fiu deprimată și tristă, bineînțeles că aveam și zile în care trișam, în care mâncam ceva dulce, mâncam niște pâinică. Nu kilogramele vă sunt motivația și scopul, ci să fiți sănătoși și să arătați bine dacă asta vă doriți. Și o altă întrebare, când făceam exercițiile, dimineața sau seara? Ei bine, le faceți când aveți timp și când aveți chef, dar nu cu o oră, două înainte de somn, pentru că nu o să puteți să dormiți. O să aveți inima încă palpitând așa de adrenalină și energie și o să vă fie greu să adormiți. Eu sunt o pasăre de noapte, ca să zic așa, am mai multă energie după ora 5 seara. Eu nu le făceam pe stomacul gol. Eu vreau să am energie, să pot să sar, să pot să fiu acolo puternică. Mâncam, lăsam să treacă o oră și jumătate, două și apoi începeam să fac exercițiile. Unii fac exercițiile de dimineață pe stomacul gol, eu n-aș putea, probabil oamenii respectiv nu s-au obișnuit să mănânce dimineața și nu au nevoie să mănânce, nu simt nevoia de a mânca, dar eu nu sunt așa. Deci voi le faceți când doriți, dar nu imediat după masă, pentru că o să vomitați. De câte ori făceam videoclipurile respective? Păi dacă în program sunt afișate 3 videoclipuri, eu le făceam unul după altul, pentru că în total cele 3 videoclipuri făceau în jur de o oră. Deci era ca o oră de sport. Nu făceam unul de 10 minute acum, altul la prânz și altul seara, pentru că e mult prea haotic și nu cred că ai fi avut aceleași rezultate. Trebuie să ai acolo un antrenament intens, măcar de o oră. Nu acum 10 minute, peste alte 3 ore încă 10 minute. Începeam de fiecare dată cu videoclipul cel mai lung, pentru că ăla era ca un fel de încălzire, începea treptat și devenea din ce în ce mai greu. Nu începeam direct cu abdomenele. Aveam nevoie de puțină întindere, de puține sărituri. Este foarte important, cum spuneam, să faceți și cardio, să dați jos grăsimea pentru a putea vedea abdomenul, să lucrați tot corpul pentru a scădea din grăsime și mușchii să poată să reiasă, să se vadă la suprafață. Alte fete m-au întrebat dacă făceam exercițiile și în acea perioadă a lunii. Nu făceam nimic în prima zi, în prima zi eram mumie, dar din a doua zi deja duceam la treabă. Altcineva m-a întrebat, pot să fac exercițiile mai repede? Dacă sunt prea ușoare, înseamnă că ceva nu faci bine. Și asta vine în mână-mână și cu întrebarea, cum fac să stau tot timpul cu abdomenul încordat? Multe fete, ca și mine de altfel, când se gândesc la abdomen încordat, se gândesc la a ține respirația și a încerca să încordezi acolo tot timpul și nu te ajută asta nici la respirație, nici la nimic. În primul rând, respirația este numărul 1. De exemplu, când faci abdomene normale, tradiționale, când te lași pe spate, tragi aer în piept. Când te ridici, dai aerul afară. Tragi aer în piept, nu în burtă, sugi burta, tragi de ea și o forțezi iarăși când scoți aerul. Dacă faci asta zilnic și nu vezi rezultate, înseamnă că ceva nu faci bine. Ori faci foarte rar, foarte puțin, ori mănânci haotic, ori nu respiri și nu lucrezi cum trebuie.
De asemenea, dacă faci asta zilnic de o săptămână doar, bineînțeles că nu o să vedeți 5-10 rezultate. Aveți răbdare! Nu vă aleargă nimeni cu un cuțit să slăbiți, să vedeți rezultatele pam, 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 așa. Mi-am ales provocarea aceasta de 30 de zile tocmai pentru că mi se părea că 2 săptămâni este prea puțin. Cu cât era mai lungă provocarea, cu atât era mai bine și mai sigură schimbarea. Ultima întrebare. Trebuie să fac în continuare pentru a mă menține? Cam da. Da. În continuare am făcut și provocarea de 2 săptămâni și acum sunt la provocarea de 35 de zile de Summer Shred. Cum spuneam, deja mi-am făcut un obicei, deja mă simt bine. Poate că nu fac la fel de tare, în sensul că nu fac zilnic, însă de 4-5 ori pe săptămână în continuare fac aceste exerciții. Îți vine să te pupi pentru reușita ta. Și trebuie neapărat să trăiți și voi asta. Să vă pupați și să vă iubiți și să vă spuneți